Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există porumbei sălbatici. Eu îmi imaginez că porumbei ăștia care trăiesc pe la bloc, pe la Luca, ei sunt semidomesticiți? În ce sens? Nu știu, asta nu. Vrele de lumea de mâncare. Da, adică poate că porumbelul nesălbatic sau na, domestic era de columbofil, care el trăiește în cușculițe, nu știu. Dar care când merge la nunți, duce poșta, face treabă. Da, e lucrător, are treabă. Dar când aud de porumbei sălbatici care au distrus 150 de hectare semănate cu floarea soarelui, îmi imaginez niște sălbatici de ăștia, cum să spun, fără niciun fel de un comportament îngrozitor. Antrenați tot de armata americană. Da, nu, ăștia, frate, niște porumbei primitivi, fără inculți, dar bine, le-a sălbatici, scandalagii, vin, distrug tot. Adică asta din capul meu. Un fermier din Găneasa, Ilfov, de pildă, susține că porumbeii sălbatici au distrus 150 de hectare semănate cu floarea soarelui. Eu nu vreau să-mi imaginez ce a văzut acolo. Îți dai seama că au cu mizerie și cu semințe pe lângă găinați. Aveau un meci și au fost și a semințe. Vă imaginați ce înseamnă 150 de hectare distruse de porumbei? Eu nu cred că poate fi adevărat așa ceva, deși omul este intervievat de publicația Agrointeligența agrointel.ro, publicație de specialitate. De ce zâmbiți? Are un nume foarte interesant. Agrointeligența? Agrointeligența, agrointel.ro. Da, ok. Și spune așa, aparent păsările s-au mulțit peste măsură. Ele se hrănesc cu semințele puse în sol și cu cultura abia răsărită. Unde vine găneasa asta? Că în Ilfov. E o speranță. Ilfovul este... Noi suntem în mijlocul Ilfovului. Deci pacii pe aproape. Asta zic. Bun. Vineri seară, zice fermierul Gheorghe Preda, m-am dus în câmp să văd cum arată câmpul semănat cu floarea soarelui. Am mers și n-am văzut nimic. M-am dus, l-am luat pe șeful de fermă și l-am întrebat ce au făcut, au semănat acolo? Adică dacă nu era nimic, ce ați făcut, mă? Când am stat să urmărim ce se întâmplă, stoluri de porumbei dinspre pădure pășteau. Erau la păscut. O să punem porumb pe suprafața distrusă pentru că văd că ei au o afinitate către floarea soarelui. Nu e adevărat. Asta ascultați-mă. Se șeală. Da. Domnul Preda, vă rog frumos, nu puneți porumb că nenorociți și mai multă lume. Păreturi. Păreturi. Și lor le place porumbul în egală măsură. Așa nu l-au descoperit pe Luca să-l ia la Viața Satului, da, ca fi rezolvat problema. Aș putea, da, să fac un seminar. Despre... Nu merge că tu ar trebui, adică te-ar lua pe combaterea dăunătorului porumbel. Dar nu merge, că tu nu combați nimic la bloc, nu reușești să combați. Nu, dar porumbelul e un dăunător în devenire. Deocamdată era un dăunător citadin axat pe găinați. Acum uite că începe să facă și alte răutăți. Fac agricultură, domnul Preda continuă. Fac agricultură de peste 25 de ani și nu am întâlnit așa ceva. Niciodată. Mă rog, să vedeți Luca, stă în București de 40 de ani. Băi, are numai probleme și el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.